Doamnelor, domnilor, tradițional, în fiecare zi de marți învățăm să ne reprezentăm drepturile pe piața muncii, dar și să inițiem dialoguri constructive și eficiente în acest sens. Acest pod între diferiți actori sociali ne ajută să le edificăm sindicatele naționale, care și în această ediție sunt alături de noi și de preocupările noastre. A marcat mișcarea sindicală din Republica Moldova prin acțiunile sale demne de laudă. Grație lui, cetățenii din sudul țării, spre exemplu, au astăzi un sanatoriu unde an de an își întremează sănătatea. Tot acolo, la sanatoriul Nufărul Alb din Cahul, este instalată și o placă în cinstea lui. Vorbim despre Grigore Eremei, omul care cu adevărat sfințește locul. Placa în cinstea lui Grigore Eremei a fost instalată la inițiativa Confederației Naționale a Sindicatelor, la insistența colectivului sanatoriului Nufărul Alb din Cahul. Instituția a fost fondată de Eremei și modernizată continuu, astfel încât membrii de sindicat să aibă un loc perfect pentru a-și reabilita sănătatea și a-și încărca bateriile. Actuala conducere a CNSM are doar cuvinte de laudă la adresa fostului lider sindical. El foarte mult a lucrat în domeniul să salveze viețile omenești prin securitate și igiena muncii. Promova securitatea și igiena muncii, era foarte dur în direcția aceasta. Și pe mulți s-a salvat. Era inspecția muncii a sindicatului, era foarte dezvoltată și era foarte așa populară. Dar și să nu uităm că asta era o personalitate în lumea și așa, muzicii, poeților, culturii. Dar și primea unii lovituri sub centură că proteja pe oamenii culturii, dar el era un patriot al neamului. Susținea cultura aceasta, promova și permanent era în fruntea mișcării pentru eliberarea națională, pentru că a fost o personalitate marcantă. Grigore Eremei s-a născut la 22 aprilie 1935 în satul Târnova, raionul Edineț. Și-a început activitatea în anul 1952 în calitate de director al bibliotecii din satul natal. Dând dovadă de aptitudini organizatorice, Grigore Eremei îndeplinește funcții în mișcarea sindicală, precum președinte al Consiliului Sindicatelor din RSSM și președinte al Federației Sindicatelor Independente din Moldova. S-a manifestat ca un promotor al culturii, învățământului, științei, ocrotirii sănătății și sportului. Menționăm că placa în cinstea lui Grigore Eremei a fost instalată la sanatoriul Nufărul Alb din Cahul, iar dezvelirea oficială și sfințirea plăcii au avut loc recent. Am văzut cu toții câtă lume s-a strâns să ia parte la ceremonie de dezvelire a plăcii dedicate lui Grigore Eremei, omul care a stat la baza fondării sanatoriului Nufărul Alb, dar și care a lăsat o aprentă adâncă în mișcarea sindicală din Republica Moldova în perioada anilor 80. Astăzi am mare onoare să-l salut în studioul nostru pe politicianul, omul și sindicalistul Grigore Eremei. Bine ați venit în emisiunea Dialog Social. Mulțumesc! Oamenii își aduc cu drag aminte de dumneavoastră, practic vă elogiază. Am văzut și din subiectul care l-am realizat în una din edițiile anterioare ale Dialogului Social, dar și în ediția de astăzi. Sunteți exponentul unei generații de aur care a clădit fundamentul practic al sindicatelor naționale. Ce principii au stat la baza acestui fundament, domnule Eremei? Eu vreau să aduc sincere mulțumiri conducerii de vârf a sindicatelor, pentru că n-au uitat și aduc aminti și asta mă face, mă încurajează să fac și amu câte ceva. Chiar am scris o carte, am mai multe cărți, vreo 7 cărți, dar am scris o carte, Fața nevăzută a puterii, și acolo am scris despre sindicate. Eu sunt mulțumit de conducerea sindicatelor, că cu o atitudine grijulie au față de cei care au lucrat cândva și personal pentru mine, care au lucrat 11 ani aici, în clădirea asta. Și mă face tot timpul să urmăresc cum lucrează acum sindicatele. Și ce părere aveți? Credeți că s-a reușit să se ducă până la bun sfârșit? Sau este o luptă continuă? Ce e ce fac sindicatele astăzi și ce e ce făceau atunci când dumneavoastră erați președinte al sindicatelor naționale? Se deosebesc sindicatele de acum de sindicatele din trecut. Sindicatele din trecut se ocupau cu toate lucrurile. Până la ceea că trebuia comitetele organizațiilor primare
să aibă grijă să pregătească pentru iarnă cu cartofi, cu ceapă, cu usturoi, cu murături, cu fructe. Ea este probleme să hotărau la nivel înalt. La nivel înalt. Acum sunt alte probleme. Că trăim în altă țară, în alt stat. Și totuși și azi salariații trebuie să fie protejați. Cum credeți calitatea membrului de sindicat? S-a schimbat față de perioada care a fost atunci. Sunt astăzi oamenii mai implicați în ceea ce înseamnă activitate și mișcare sindicală? Acum e mai ușor de lucrat că nu încurcă nimeni la sindicate. Credeți? Da. La noi, pe timpurile cele, ne controlau Comitetul Central a Uniunii de Partid, Consiliul Unional a Sindicatelor, Comitetul Central a Partidului Comunist al Moldovei avea ciudă pe noi, că merg lucrurile bine. Din punct de vedere a activității, a combativității sindicaliste, acum mai slab, noi avem 68%, aproape 70% de membri a sindicatelor din numărul de populație, din 4 milioane și jumătate. Acum și problema migrației trebuie acum să recunoaștem. 400, problema migrației. Dar oamenii membri de sindicat, cum erau atunci și cum îi vedeți astăzi? Erau mai implicați atunci sau credeți că astăzi sunt mult mai activi? Erau mai implicați atunci, dar era și situația alta. Da. Lucrau întreprinderile, lucrau organizațiile, nu era migrație, de pildă dacă lucrau dublu, era plătit salariul dublu, dacă lucra la o sărbătoare, erau, de pildă, întreprinderi din complexul militar și lucrau și sâmbătă și duminica, le plăteau de două ori. Și acum sunt prevăzute astfel de clauze doar în întreprinderile în care sunt contracte colective. Dar atunci nu se dădea salariul implic. Acum se dau salariul implic. Da, și este un fenomen cu care sindicatele... Un fenomen care trebuie sindicatele să ducă o luptă combativă și să scoate din rădăcini problema asta. Pentru că nu se gândește, omul e de implic și se bucură de astăzi. Dar nu se gândește că mâini pleacă la pensie și din plic nu este socotit în fondul social, din plic el pensie n-a să primească. Spuneți-ne referitor la protecția membrului de sindicat. Îi vedeți astăzi pe membrii de sindicați mai protejați decât în perioada anilor 80-90? Vedeți, n-aș spune că mai protejați sunt acum. Atunci aveau și posibilități sindicatele. Acum îi vedeți cu mâinile legate? Au imixtiuni din afară? Din punct de vedere și chiar a finanțelor. Noi plătim cotizația de membru în Uniune 25 de milioane. Dar și primim înapoi până la 70-80 de milioane și construiam sanatorii, obiecte de turism. Și astăzi se vede munca și pe care ați depus-o. În afară de asta, membrii sindicatelor aveau posibilitatea să aleagă unde se ducă la o odihnă. Dar vreau să vă zic că atunci chiar și populația era mai modestă. Era imposibil să iei o foaie, să găsești o foaie la Sergeievca vara. Veneau la Sergeievca și se odihneau ministrii Uniunii. Îți aminte, a venit ministrul industrie de prelucrare, Antonov, și într-o căsuță de lemn, dar nu din bârne, dar din pal, și el 10 zile. Și 10 zile se odihneau câte 10 zile în căsuța aceea toți conducătorii Republicii. Și primul secretar și președintele Prezidiumului Sovietului Suprem și primul ministru. Astăzi, din păcate sau din fericire, nu mai avem așa situație. Acum, toți știu de Miami, de Turcia, Grecia, Spania, Portugalia.
Se modernizează timpurile, se modernizează și oamenii. Noi vă felicităm pentru placa în cinstea dumneavoastră care a fost lansată, edificată la Când am spus că și-am mulțumit conducerea de vârf a sindicatelor pentru atitudinea grijuliei față de mine, față de personalitatea mea, am avut în vedere că am rămas foarte impresionat și chiar a fost o surpriză pentru mine deschiderea plăcii în sanatoriu, stațiunea balneară Nufru Alb din Cahul, unde lucrează aproape 30 de ani director sau medic-șef, că acum se schimbă denumirile, dar e principal că rămâne conținutul bun acolo. Și din Germania se odihnesc ca și la Codru din Franța. Trebuie să nu ne văicărăm că trăim rău, pentru că Dumnezeu ne-a dat un pământ, un cernozem care nu e în lume. Dumnezeu dă, dar în traistă nu pune. De ce trebuie ca toți, și în primul rând conducerea de vârf a țării, să aibă o atitudine grijulie față de oameni. Eu spuneam de ce au început unii să facă business, vor să facă, dar totdeauna au piedici. Vă mulțumim că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Doamnelor, domnilor, rămâneți aproape de noi. Mișcarea sindicală din Moldova se poate mândri cu o nouă pleadă de sindicaliști bine școliți și instruiți după standarde și metode europene. Încă o ediție a școlii sindicale din Moldova a ajuns la final. După nenumărate ore de sindicalism, deja absolvenții ai școlii, tinerii se declară pregătiți să înfrunte orice problemă care poate apărea la locul de muncă, dar și să-și protejeze colegii în calitatea lor de lider de sindicat. Acum sunt pregătiți să apere și să reprezinte interesele lor și ale colegilor în fața angajatorilor. Cel puțin de asta ne asigură elevii absolvenții ai celei de-a patra ediție a școlii sindicale din Moldova. Chiar au fost de folos orele pe care le-am avut aici, chiar am aflat informații despre codul muncii, despre toate modificările care s-au făcut, despre cum să aplicăm toată aceasta la noi în întreprindere, despre normele de securitate și sănătate în muncă, despre cum să întocmim corect un contract individual de muncă în care să fie stipulat orice se cere de la noi și ce trebuie noi să îndeplinim. Adică mă simt pe picioare sigur. Sunt mult mai pregătită decât cum am venit, pentru că nu eram într-atât de informată. Informațiile care le-am primit au fost destul de folositoare și cu siguranță le voi implementa în viitor apropiat și desigur că școala sindicală m-a ridicat și pe plan profesional, pentru că știu de acum și îmi cunosc și în drepturi mai mult, cred că și moral. Pentru mine a fost o școală foarte bună. Deși drumul până aici a fost unul anevoios, totuși elevii au deprins cunoștințe și abilități importante, de la comunicarea publică, tehnicile de negocieri, legislație, până la realizarea proiectelor individuale pe care formatorii le-au apreciat ca fiind excelente. Este o treaptă pe care au trecut-o și o treaptă bună, deci un start dat în larg și sunt sigură că deja sunt pregătiți cel puțin pe sine personal să se apere destul de bine și să indice colegilor unde să caute răspuns la întrebări și unde să găsească acele căi de soluționare a problemelor. Ceea ce au studiat sau instruit la noi, toate cele le vor utiliza în activitatea cotidiană sa. Sigur că este doar un început. Este un prim pas făcut în mișcarea sindicală în ceea ce ține de activități, cum trebuie organizate, cum trebuie desfășurată activitatea într-o organizație de succes. Și această ediție a fost ghidată de modelul austriac al școlii sindicale. First of all, we are really happy that we have the fourth edition because we were not sure if it works, and after four editions we can say really it works. It's a great experience and it's a great success that we have four editions. And the second, I think the students did really good projects, and what we saw yesterday during the evaluation, they are really motivated to work
for the union, for the trade union, in the trade union and for workers' rights. Proiectul Școala Sindicală din Moldova a fost implementată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cu suportul Federației Sindicatelor din Austria. Programul de studii a inclus module cu un conținut tematic divers, axat pe principalele preocupări ale activității sindicale, precum drepturile, economie de piață, elementele de negociere, securitatea și sănătatea la locul de muncă. Relațiile de colaborare cu partenerii străini sunt cheia succesului și a rezultatelor atât pe termen scurt cât și pe termen lung. De această părere sunt și sindicaliștii din Moldova, care creează noi punți de comunicare și parteneriate cu colegii din Europa și nu doar. Sindicaliști din Africa au vizitat țara noastră ca să vadă la fața locului care sunt mecanismele de protecție a oamenilor muncii din țara noastră. Sindicaliștii din Africa, spre exemplu, s-au arătat foarte interesați de mecanismele de încadrare anume a tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova. Potrivit lui Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, tinerii ar trebui să fie o prioritate pentru toate structurile statului, nu doar a sindicatelor în orice țară din lume. Trebuie să le oferim tinerilor încrederea unui loc de muncă stabil. Anume din acest considerent, încercăm împreună cu asociațiile obștești, cu partenerii din Austria, din Olanda, să găsim idei de proiecte care ar abilita tinerii, dar mai ales iar încadra stabil în câmpul muncii, a subliniat liderul sindical. Președintele CNSM a informat colegii din Benin, Africa și despre proiectul Munca Decentă pentru Tineri, inițiat în colaborare cu Asociația Obștească Făclia, dar și despre alte proiecte lansate sau în curs de lansare. Totodată, recent, sindicaliștii moldoveni s-au întâlnit și cu reprezentanții Uniunii Sindicale a Austriei pentru a discuta perspectivele de colaborare în ceea ce privește fenomenul migraționist. Oleg Budza a mai subliniat că pentru sindicatele din Moldova sunt esențiale nu doar politicile migraționiste din alte țări, ci și cele naționale, care ar contribui la reducerea migrației, astfel încât cetățenii moldoveni să rămână acasă și să beneficieze de condiții bune de muncă și salarii decente. Radu Plămădeală, reprezentant al Uniunii Sindicate a Austriei, a făcut o prezentare detaliată a activității acestei organizații și a vorbit despre particularitățile pieții muncii din Austria, practicile aplicate în ceea ce privește încheierea contractelor individuale de muncă și acordarea asistenței pentru migranți. Sindicaliștii s-au arătat interesați să afle mai multe informații despre sistemul de asigurări sociale din Austria, criteriile de acordare și stabilirea salariilor, indemnizațiilor și pensiilor. Școlile profesionale instruiesc după anumite modele, iar întreprinderile cer altceva. Astfel se formează un cerc vicios în situația în care pregătirea profesională a lucrătorilor nu corespunde așteptărilor angajatorilor. Pentru a remedia această situație se fac și diverse studii. În prezent, pregătirea cadrelor profesionale nu corespunde întru totul cerințelor pieții muncii, iar deficiențele existente pot fi remediate prin formarea profesională continuă. De această părere sunt și sindicaliștii țării noastre, care consideră că preluarea unor practici europene în acest sens va schimba în bine starea de lucruri. În acest sens a fost organizat un atelier de lucru cu experți de peste hotare. Pe baza acestei experiențe vom încerca să identificăm problemele, să căutăm soluțiile și pentru aceasta participă o gamă întreagă de actori interesați în reformele în domeniul VET, reprezentanții ministerilor de resort, a tuturor instituțiilor interesate, învățământul profesional, Confederația Sindicatelor, Federația Agroinstinct, Comitetele Sectoriale, reprezentanții de structurilor internaționale, în special de la Delegația Uniunii Europene. Deci este un interes enorm și noi suntem mândri de fapt că participăm la acest important eveniment care nu o să aibă un conținut sau o conotație de papos, dar de lucru asidu, să ieșim cu niște soluții, niște, spunem așa, niște instrumente care se poate să schimbe starea lucrurilor în sectorul acesta. Totodată, președintele Comitetului Sectorial din Agricultură și Industrie Alimentară, Leonid Palii, a mai subliniat că acest atelier este extrem de util pentru membrii comitetelor sectoriale în scopul facilitării procesului de aplicare a reformelor în învățământul profesional. Se va produce un eveniment extraordinar din punctul nostru de vedere, pe când ne vom sădui la acest atelier de lucru, să pătrundem în inima, în miezul parteneriatului social în domeniul formării profesionale. Vom încerca să găsim reperele care să contribuie la înviorarea acestui parteneriat, să-l facă lucrativ, să-l facă rezultativ.
Reprezentanții delegației Uniunii Europene au menționat că progresele înregistrate în Republica Moldova la capitolul dezvoltare umană sunt semnificative, însă e nevoie de implementarea unor politici moderne inspirate din practica europeană care să dezvolte sistemul educației și formării profesionale. Atelierul a fost organizat în cadrul unui proiect al Fundației Europene pentru Instruire, care este o agenție specializată a Uniunii Europene, ce urmărește să faciliteze dezvoltarea capitalului uman în țările aflate în curs de tranziție. Deși se confruntă cu o mulțime de probleme, totuși pedagogii țării noastre găsesc timp și puteri și pentru cântec. Recent, aceștia și-au dat întâlnire în cadrul Festivalului Republican al Creației Artistice a angajaților instituțiilor preuniversitare, organizat anual de către Federația Sindicală a Educației și Științei. Aflat la cea de-a 15-a ediție, festivalul reunește cadre didactice de la o serie de instituții din țară care anterior au participat la etapa de selectare a finaliștilor. Participanții și-au demonstrat talentele la cântece și dansuri. Potrivit lui Dumitru Ivanov, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Moldova, acest festival a devenit o frumoasă tradiție care reunește an de an specialiști din învățământ, pasionați de artă și frumos. În acest an, festivalul a adus și oaspeți de peste hotare. Mă bucur foarte mult că de ani de zile juriul nostru este stabil în componență. De cei mai buni specialiști în domeniu. Și vreau să-i doresc multă sănătate pentru faptul că sunt alături de noi. Am ocazia să vă îndemn să priviți și la colegii noștri din Piatra Neamț, care astăzi sunt prezenți la noi, dar le doresc multă sănătate și cred că o să avem și un schimb de experiență pe parcurs. Vreau să vă zic că și anul ăsta nu este raion care nu se participe. Asta ne unește. Asta ne permite să nu uităm cine suntem, de unde am apărut. Ne permite să ne amintim că suntem mari prieteni a cânticului. În ajun de ziua profesională a inventatorilor, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a premiat cei mai buni inovatori și raționalizatori ai țării. În cadrul unei ședințe cu participarea conducerii Confederației Naționale Sindicatelor din Moldova și a Uniunii Inventatorilor și a Raționalizatorilor din Republica Moldova, inovatorul, care a avut loc recent, participanții au discutat despre situația inventatorilor din țară și rezultatele obținute de către aceștia. Oleg Budza, președintele CNSM, a menționat că munca inventatorilor și a raționalizatorilor are o importanță deosebită pentru orice societate, deoarece ideile acestora contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la identificarea unor soluții noi care sporesc eficiența muncii. Ședința a fost organizată la inițiativa Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și se înscrie într-un ciclu de ședințe de lucru comune. De mai mulți ani, CNSM este un susținător activ al comunității inventatorilor din Moldova. Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din Republica Moldova, inovatorul a fost fondată în noiembrie 1997. Scopul instituției este de a contribui la crearea condițiilor organizatorice, de drept, economice și sociale pentru manifestarea și realizarea posibilităților creative și acordarea de suport la elaborarea și implementarea invențiilor și propunerilor de raționalizare. Stimați telespectatori, opiniile dumneavoastră referitor la cele expuse în emisiune le puteți trimite și la adresa noastră electronică dialogsocial@cnsm.md sau pe pagina noastră de Facebook Dialog Social. Mi-a rămas bun de la dumneavoastră, nu înainte de a vă aminti că aveți linia fierbinte a sindicatelor 0800 820 care vă stă la dispoziție, dar și pagina noastră electronică sindicate.md. Totodată ziarul Vocea Poporului vine cu informații utile și de ultima oră pentru voi. Sunt Rodica Vâlcu, nu uitați, stabilim adevăruri prin dialog social.